Oameni buni, weekendul ăsta Ciucă vrea să facă un grătar, Greta vrea să facă plajă, dacă s-ar putea, pe bloc, are acolo un loc special. Colegul Andrei Dobrogi ar vrea să bea o halbă de bere în curte, cu picioarele goale, stând într-un lighean cu apă. Iar noi nu știm dacă o să-i ajute vremea, pur și simplu. Tocmai de aceea vedem dacă li se îndeplinesc aceste fantezii, oameni buni, de la nimeni altul decât prietenul nostru, Boso! Bună, Cătăline! Bună ziua, domnul Busu, și bine ați venit la noi la emisiune! Răspunsul afirmativ la toate întrebările tale este nu. Aoleu, Busu! Din păcate, nu prea e... Busu, vreau să știm exact că a sunat acum cineva și a întrebat dacă poate să bage portocalii și mușcatele în case. Păi... Nuța, știi că mereu sună. Acum știi ce se întâmplă? Marți avem 24 de grade în București. Deci nu le poate băga și le poate scoate. Nu știu cât. Se tot duce temperatura, scade treptat așa. Deci, Busu, stai să o luăm așa noaptea. Cu weekendul. Hai cu weekendul. Hai că-ți povestesc imediat. Ți-am făcut și floricele, Busu, iau. Mulțumesc, dar nu vreau. Cătușesc de la ele. Gata, ca la școală. Ia dragii mei, Busu. Dragii mei, în noaptea care a trecut pe la ora 22... A intrat în vigoare un cod galben de ploi foarte abundente. Da, de unde? Pentru partea vestică, nord-vestică, până în Bucovina, pe acolo, pe la Suceava. Până pe acolo era codul ăsta și vorbea despre cantități mari de apă, 40-50 de litri pe metru pătrat, condiții de grindină, descărcări electrice, deci tot tacâmul, toate... fenomenele specifice ploilor acelora de vară. Deci. Acum, acest cod s-a extins un pic și pe centru, și pe toată partea vestică, da, și pe tot nordul. Nu prea e bine pe acolo, cantitățile de apă au rămas tot 40-50, până mâine dimineață e valabil codul ăsta. Și vorbește tot așa de cantități mari de apă de 40-50 de litri, căderi de grindină, vijelii, tot felul de... Deci weekendul ăsta, Busul, e... Acolo, în partea aceea. În partea sudică și în sud-est e ceva mai bine, dar în noaptea asta intră ploile și pe București, de băi, exemplu. Băi, Busule, băi, nene, de câte ori vii vinerea ne-a anunț ploi. Weekendul trecut, ploi. Weekendul ăsta, ploi. Da, n-am ce să-ți fac. Așa e, așa se întâmplă lucrurile în această... Deci pentru oamenii care se uită la noi la emisiune, da, weekendul ăsta va fi cu ploi și cu temperaturi cam, mai scăzute. E cam cu ploi și temperaturile, hai să zicem, în București nu scad foarte tare. Mâine avem 30 sau 29... Poimine avem 27, după aceea 24, 20. Se poate face grătar. Deci, da, da, plouă. Asta le ți-am zis. La... Asta ți-am explicat. Că păi se... da, dar face... E cam cu ploi în acest weekend, cam plouă. Terasă. Mâine dimineață plouă, mâine noapte o să plouă din nou. În noaptea asta intră ploile pe București și e posibil să avem ceva... ploi și noaptea asta. Deci plouă, plouă, plouă. Da, după aceea, duminică, iarăși avem ceva ploi mai puțin, dar avem și duminică. Îmi tragi firele din ăsta. Băi, mi-l descoși, mi-l da, faci. Dar lasă-l acolo, ce treabă ai? Ia uite-l, frate. Mi-a luat petlițele. Băi, lasă-l acolo, că-mi strici sacoul și mă bate lona de mă face zob. Da, da, ce faci? Ai scos. Băi, nu se scoate nimic. Așa. Marți se face cam rece la nivelul țării, adică o să fie cel mult 25, da, poate 26. Asta ar fi o temperatură normală pentru momentul acesta al anului, dar se atinge mâine, poi vine Crăciun. Această temperatură se atinge izolat, nu va fi prea... Brusca. Nu vor fi prea multe localități în care să avem 26 de grade. Busu, o să avem telefonul pentru audiență cu telespectatorii noștri. Ciucă, te rog frumos să ne ajuți cu tehnologia, dar în același timp, Busu, vreau să vorbim și despre vremuri. Așa. Nu știu dacă ai văzut aglomerația de policieni la inaugurarea grădiniței din comuna Crasna, din județul Sălaj. N-am văzut. Hai, mă, Busu. Mulți politicieni ia au văzut. Ia uite-te, mă, Busu, la poza asta. Dar de ce s-au dus Greta, acolo? Ne poți aduce un pic televizorul mai aproape să vă aduce, Busu? Explică-mi și mie ce a fost atât de o important. O grădință din comuna Crasna,
județul Sălaj a fost inaugurată cu mare fast sâmbătă, 3 septembrie, iar polițienii prezenți pur și simplu au tăiat panglica. Așa, toți! Ia uite-i, bă, cu farfeca în mână, bă. Păi da, așa se taie, să ia fiecare da, câte o bucățică. Da, fiecare să ia câte o bucățică. Dar ce-i cu ăștia, cu copilașii ăștia galben de graș? Grănița asta, aveți că a fost o investiție de 10 milioane de lei realizată cu sprijinul Ministerului Dezvoltării. Ok, foarte bine, bravo lor, așa trebuie făcute grănițe. Hădinițele, dacă da, mă întreb pare că, pe de mine. De ce frumos s-au dus repede da, acolo da, să de taie. Ce s-au dus toți acolo? Adică ei toți au participat cu bani ca să... Au dat ei bani de buzunarul lor? Sau ce? Care-i treaba? Nu înțeleg ce-i cu ei acolo. Care-i jmenul? Că nu pricep. Ce-i cu toți ăștia acolo? Asta da. În Sălaj s-a întâmplat? Da. Ia uite Sălaj, bă, că au început și ardelenii, bă, să se înfăloșească. Nu numai oltenii și moldovenii. Văd că și în Ardeal au început să... Păi, dar nu așa e, uite tu la ei acolo, bă, frate. Și vreun asta, jur. Nu, s-au dus să iau o bucată panglică ca să-și da. Pună în geam la mașină sau cine da. Știe. Dar îți dai mă seama rog, ce tare e asta când organizatorul de acolo, câte forfeci ne trebuie? 24 de forfeci. Băi, frății. Haideți să mergem mai departe, Busu. A, tare de tot asta, nu știu dacă o știi, de la Cluj. Da, ia. La Cluj, nu? Ce a fost acolo? Nu, stai că nu e de la Cluj. Nu e de la Cluj. Nu, cu Sinaia. No, Sinaia. Da, bărbat și femeie cu interdicția de a se apropia unul de altul. Da, și... Prinși împreună la furat în Sinaia. Păi nu așa se face? După ce... Bărbatul 28 de ani, femeia 55 de ani, au fost protagoniștii mai multor scandaluri conjugale și formulaseră unul împotriva celuilalt solicitări pentru emiterea de ordin de protecție. 28 și 55 de ani așa conjugale? Da. Bărbatul 28 de ani, ea 55. Bun. Am crezut că e maică-sa, dar na, se poate și așa, nu e nicio problemă. Deci, ei au avut interdicție să... Așa, doar au cerut ordin, au cerut ordin de protecție. De rest, da, de protecție. Și după aia s-au dus și împreună. Și că cei doi aveau interdicția legală de a se apropia unul față de celălalt la mai puțin de 5 metri. Da, și după aia s-au dus... polițiștii din Ploiești au prins însă împreună la furat. Păi, dar nu așa să faci, mă, Cătăline, după ce emiți ordinul de... restricție ca să nu se apropie de tine, te duci și îl iei de braț și te duci și furi. Dar fii atent. Băi, cu ocazia controlului autovehicului, în portbagaj au găsit 5 calorifere despre care bărbatul a declarat că le-a luat din curtea unui hotel, aflându-se lângă un container. Că ele erau aruncate de hotelul respectiv, care și-a schimbat caloriferele și... Da, tare da. Busul, a? Băi, excepțional. Da, mi se pare firesc și de bun simț. La furat acum, împreună. Da. Acum, ei, nu știu, în afară de faptul că o să intre probabil la pușcărie pentru hoție, da. Acolo bănuiesc că nu o să mai fie nevoie de ordinul de restricție pentru că nu se vor mai întâlni. N-ai de unde că să sunt știi. Separați. N-ai de unde să bărbații știi. De femei. Ba, îți spun eu că n-ai acolo așa e. Fii atent. Iubirea învinge busurile și ia, gratiile și zidurile. Ia să vedem. Nu, acum ziceam cu pasajul. Altceva. Cu pasajul ai văzut? Nu. Ce? Care pasaj? De la... Unirea? Da. Ia, ce au făcut cu pasajul? Că păi eram chiar... curios. I-au dat drumul? Da, uite aici, a intrat autobuzul că au... Ce a camionul făcut? A rupt ăla la două zile. Ce a făcut, mă, ăla? Era limitator de înălț. Era pus ăla și ăștia n-au știut. Scrie mare, 3,50 m. Da, asta... Păi și autobuzul are mai mult de 3. Da, are mai mult, da. Da, da. Și dar asta... de ce au făcut, mă, limitator la 3,50? Păi dacă intră în pasaj, nu mai trecă. A coborât și plafonul un pic. A, da? Da. De ce au coborât plafonul? Pe păi cu lumini, cu aerisire, cu asta. Pe cuvântul tău? Da. Ai fost prin pasajul ăla? E așa s-a de... înălțat și covorul asfaltic. E așa de șmecher? Nu știu, că n-am fost. Nu, s-a înălțat și covorul asfaltic și... Na. Da, mă rog. Da, nu da. Puteau, frate, să-l facă la fel, adică, mă rog, nu puteau, pentru că dacă au ridicat covorul asfaltic, era normal da. Să... dar cine a mai trecut pe acolo cu autobuzul și cu cisterna aia da, mă, ce era? Asta nu înțeleg cum n-a văzut, că aici clar nu s-a uitat. A luat și amendă că nici n-avea voie să treacă pe nu acolo. Nu s-a uitat, uite, 40. A văzut doar 40, n-a văzut și 3,50. Da, exact, asta e. Stai că mai am încă un abuz pentru vremuri.
în care trăim, avem aici anotat în telefon. Cum a obținut un nevăzător din Oradea permis de conducere? Asta și e tare de, și de ce l-a denunțat fosta soție? Bă, asta deci... e genială, cu un nevăzător care s-a dus și a dat examen? Nu, sau... s-a dus cu actele. Nu, s-a dus cu actele. Să-și renoiască carnetul. Ah, da. El avea carnet? Da. Și-a pierdut vederea între timp sau da, ce a făcut? Și a falsificat rezultatele analizelor. Serios? Și de ce l-a dat în gât nevastă sa? Păi că puteți să-ți dai seama, a vrut să-l protejeze. Ce? De ce l-a denunțat fosta soție? Scrie acolo. De ce? Păi stai că-ți explic. Doi rădeni foști soți sunt judecați pentru fals material în scrisurile oficiale și uz de fals pentru că au măsurit rezultatul analizelor oftalmologice, așa, astfel încât bărbatul cu probleme de vedere să-și poate renoi permisul de conducere. Așa. Păi da. Orădeanu avea ofertă pentru a se angaja șofer la o firmă de curierat în Elveția. Altceva, mă. Păi, zis, bă, curieri, au curieri orbi aia acolo în Elveția. Doamne ferește. Da. Și? De ce l-a dat în gât nevasta lui? De păi ce l-a dat în gât la modul că împreună s-au dus acolo și și-a șters ea numele ei, a trecut pe numele soțului, fără să l-a dat în gât, adică nu s-a dus ea și la părât. Din prostie l-a dat în fapt că, de fapt... A șters propriul nume, a pus numele lui și așa bă, mai departe. Bă, dar cum să te duci, mă, orb, să-ți faci carnet de șofer, mă? Cum e asta, mă? Da, dar conducea în Elveția. Acolo. Da, n-ai nicio treabă. Te duci ca în brânză, da. Pângarduri, numai pângarduri mergi. Și știi că ai văzut că pe lateralul benzilor de trafic, da? Dacă intri cu roata, ți vibrează mașina. Hai, lasă-mă. N-ai văzut? Așa fac la elvecieni și la noi fac așa. Da, și dacă la vibrează, mai să pe dacă vibrează, știi să faci un pic stânga sau un pic dreapta sau ce? Da, asta e. Hai, zici, mă, lasă. Se mai întâmplă, mă, băi, copii, se întâmplă, da. Se mai întâmplă și aberații. Cum să nu se întâmple? Aberații. Asta e busul, treaba, asta e ce se face. Câte lună și în stele. Te întreabă cineva cum e vremea la Bacău, care o nuntă în weekend. La Bacău? Da, dacă poți să... Duminică e cam cu ploaie, duminică. Dacă are sâmbătă, e bine. Dacă e duminică... Cum? Pe partea estică a țării, în zona estică a României, în Moldova, în munții orientali, e duminică, e cu ploaie. Da. A dat și luni, probabil tot cu ploaie. A dat cineva mesaj că te iubește. Iubesc da, pe tot și eu vă iubesc pe toți. Bă, știi cum? Până la lacrimi. Adică nu iubești pe telespectator? Ba da, bă, eu ce zic? Că iubesc până la lacrimi pe toți. Pentru că tu, Busu, de cât timp faci treaba asta aici? De mulți ani. Nu știu de când. De la voi, la tine? Nu, la ProTV. A, de când lumea și pământul. Pe cuptor nu bate vântul. N-ai nicio treabă. De la înființare, practic, ești da, Busu. E, sunt de la înființare, da. Foarte frumos. Dar la meteo sunt de prin 2000, cam așa. Cam așa. Erau alte vremuri atunci. E, sigur că tu da. Tu știi fiecare nor. Ei, știu pe toți. Și Cumulus și Cirrus și toți norii sunt acolo sus. Mai vorbești cu ei din când? Da, vorbesc, le spun povești. De pe vremea când eram eu la țară, copil fiind, păduri cu trei eram. Am înțeles, da. În mladă mergea. Întreabă lumea cum e cu vremea asta prin țară. Dar lumea, am văzut că e foarte tare. Atunci când este vremea la ProTV, oameni buni, puteți să scanați cu telefonul și apare un QR code. Da, vedeți vremea apare în fiecare oraș. Da, vedeți vremea în aproape toate orașele din România. Nu doar în orașele mari, și în orașele mici și chiar da, foarte mici. Se poate vedea cum este vremea. Sunt date verificabile de la ANM, Autoritatea Națională de Meteorologie, deci nu e niciun fel de problemă. Dacă ei greșesc, da, este măgăreața lor să pice pe ei, nu pe altcineva. Salutați-l, vă rog, pe domnul Busuioc, care îi mulțumesc din nou pentru că în data de 4 octombrie 2003, băi nene, în 4 octombrie 2003, așa? M-a ajutat să completez formularul, eu sunt Nicu, Cristi Aurelian din Buzău. Ce formulă? Nu știu. Băi, că era campanie la ProTV. A, da? Da, înțelege cineva da, marți, via, acum e vremea la Galați, dacă poți să ajungi. Marți? Da, la Galați. La Galați? Da. Nu știu, la Galați chiar nu știu. S-ar putea să... marți era ceva mai bine, dar e un pic mai răcoare, vreo 20 de grade, 23, 22, cam pe acolo.
e un pic mai răcoare, da. Și e binișor, n-aș zice că sunt probleme. Marți parcă se cam opreau ploile. Da, cineva zice, că, legat de știrea noastră cu persoana cu orbu, că era orb doar ca să ia pensia, știi? A, nu era de fapt pe bune sau ce? Nu, mă, lumea zice, era orbi, cum era fi orb. A, da. Da. Ce zice Busu de moartea reginei Elisabeta? Uite, n-am ce să zic de moartea reginei Elisabeta. Nu poți să zici ceva despre un eveniment atât de tragic. Pot să spun doar că a fost o minune regina asta. A făcut foarte multe lucruri foarte bune. Îmi pare rău că s-a prăpădit, dar până la urmă, la 96 de ani, da. E, până la urmă, zic că și-a trăit viața atât cât a fost. Și, da, s-a încheiat o eră, exact. Chiar s-a încheiat o eră. A fost un echilibru extraordinar această regină. Pentru Marea Britanie și nu numai pentru Marea Britanie, pentru foarte multă lume, pentru planeta. A fost un punct puternic de echilibru. Busu, îți mulțumesc mult de tot, ai grijă eu de tine. Eu vă mulțumesc, lumea te salută și voi să aveți grijă de mine. Da, avem, Busu, Doamne ajută. Și abia aștept să ne reîntâlnim în fiecare vineri aici. Așa după facem. Publicitate, revenim, Busu, pentru că avem sosuri picante. Bine. Vine Sânzișana. Vine Sânzișana, da. Sânzișana Buruian. Da, foarte bine, Sânzișana, să vină. Știi ce zic, nu? Da, știm. Sânzișana, imediat ne întoarcem.